ce să vedeți, în această seară avem un invitat de marcă, un domn care se machiază singur în fiecare zi și dă clasă multor femei. Să știi, pentru da? Că e foarte meticulos așa. Meticulos. Și știe ce face. Este frumos, e înalt și a fost poreclit Ken de România, pentru că într-adevăr are o aliură și o... Vreau doar să știu câte operații estetice ai. Bună seara, bună seara, seara, seara. Și bine ai venit la noi. Și n-ai venit singur, ai și un model. Am și un prieten foarte bun. Bună seara. Ce pot să spun, ești galant ca totdeauna. Dar operații estetice, n-am. Deloc? Asta n-ai nimerit-o. Deci asta este frumusețea ta naturală, este da? Este totul natural, dar de la Dumnezeu și darul unei pensule cât de cât de calitate și a unui machiaj impecabil. Și a unui talent. Unui talent foarte talent, da. Pe care îl exersezi în fiecare zi. Pentru că, uite, eu sincer nu mă așteptam. Uite, uitându-mă la poze, mă uit și în video-ul în spatele tău și văd ce poze arată atât de bine fața ta, atât de... Că, par prelucrate, simți să spui sincer, adică zici da. Că e Photoshop acolo, dar acum te avem lângă noi și ne dăm seama că tu ai un ten impecabil, de aceea am ținut să spunem că poate că ai anumite operații estetice non-invazive, adică posibil mici retușuri, nu. Dar uite că nu. Trebuie să fiu sincer, am doar 21 de ani. Mulțumesc, nici mulțumesc, nu ai avea nevoie la vârsta aceasta. Asta vreau să spun, totuși, tinerețea e în floare, uh-huh. În continuare sunt în dezvoltare, fața mea se schimbă, evoluează chiar de la an la an, am remarcat, și încă nu este cazul să stric tot ceea ce am primit, din fericire, de la Dumnezeu. Bine, dar tu ești foarte atent, adică sunt bănuiesc că întreții această frumusețe. Normal, aplic protecție solară zilnic și totuși nu o să fiu ipocrit și nu voi spune că sunt împotriva oricărei intervenții, fie ea minim-invazivă sau normal. Toată lumea pe planeta asta se chinuie să arate ca virgulă Ken și da, ție ți-a dat Dumnezeu. Eu nu întâmplător te-am întrebat de operațiile estetice, pentru că m-am gândit, am zis, bă, sunt foarte mulți care sunt obsedați de Ken și care își doresc să arate prin anumite operații estetice. Ai văzut și tu și bănuiesc că îi cunoști. E plin de oameni care își tot fac tot felul de lucruri. Ei, iată, tu le ai... Eu le am deja. Genetic. Le am genetic Dumnezeu, și le am... Și le și întreții foarte bine. Scoase în evidență. Scoase în evidență. De către machiaj și de aceea suntem aici, în definitiv, ca să vă arăt și vouă, dragi domni, și doamne chiar, cum să faceți acest lucru, fără o siringă sau bisturiu. Uite că tot ai zis tu, perfect, foarte că interesant. Suntem aici să facem o demonstrație. Haideți să începem, hai să nu mai pierdem timpul, că voi doamnele face... noastre sunt curioase. Sunt curioase. Da. În primul rând, toată lumea știe, tenul trebuie pregătit. Așa că aplicăm un primer, te rog, întoarce-te aici. Să spunem că prietenul tău, Sebi, a venit nefardat, adică nu are absolut nimic pe față. Da. Și tu o să-i faci machiajul cap coadă. Eu îi voi face o jumătate de față. Jumătate de față. Ca să vedeți diferența. Diferența dintre... Pentru că totuși... Before and after. Before and after. Și totuși, noi suntem domni. Și undeva în sinea noastră, 100%, adorăm să ne gătim. Cât de cât. Dacă corect, măcar nu găsim să ne îngrijim, bine, măcar să ne gătim. Să ne îngrijim. Spune-mi, Luca, te deranjează cumva titulatura aceasta de Ken, de România? Inițial mă deranja foarte tare această asociere. A, pauză puțin. Secretul unui machiaj... Pauză, că a spus omul pauză. Luați pauză. Secretul unui machiaj care arată bine pe oricine este aplicarea în straturi subțiri a oricărui produs, ale produselor. Să pentru nu încarci că, tenul. În definitiv, da, nu dorim să încărcăm tenul. Și mai ales ca băieți, nu vrem să arătăm, în definitiv, ca o mască de teatru. Una tristă, nu veselă. Corect, foarte frumos. Adică tu vrei să spui că te machiezi și în timpul liber, în momentul în care te duci, nu știu, la piață să cumperi roșii. Uite, am dat un exemplu, pur și simplu. Să cumpăr roșii, doar dacă știu că va fi cineva important. Cine ar trebui să fie așa ca să ne dăm seama cum ar trebui să fie, cine, ce, cum și începe? Cineva... Cineva... Cum ar trebui? Kim Kardashian? Kim Kardashian? Nu ținește așa. Nu-i rău, nu-i rău. Nu ziceai și tu ceva de pe la noi de aici, autohton. Ai dat-o direct în Kim. Păi da, astfel că asta vreau să subliniez, nu mă machiez și când mă duc la piață. Însă când sunt evenimente ador importante. Să mă machiez, nu doar la evenimente, ci când ies pur și simplu cu niște prieteni. Prietenii sunt cei mai importanti oameni din viața mea, pe lângă familie. Foarte frumos. Astfel că trebuie să așa mă simt respectul. Foarte frumos în fața unor oameni importanti și de aceea... Spuneai tu, referitor la întrebarea mea, dacă te-a deranjat titulatura de Ken, spuneai că la început te-a deranjat. La început m-a deranjat foarte tare, pentru că nu înțelegeam de ce oamenii doresc să mă asocieze cu altcineva și nu doresc, în definitiv, să mă ia așa ca atare.
Însă, ce pot să spun? Am studiat un pic fenomenul mai atent și trebuie să recunosc că da, sunt flatat acum. În definitiv, cine nu vrea să arată așa de perfect, natural, nu? Corect. Dar cum ai descoperit că ai această pasiune, această abilitate de a machia sau și la ce vârstă? Doamne, toată povestea asta cu make-up-ul a început prin faptul că am fost foarte, foarte agasat de colegii în liceu pentru felul în care arătam, eram mult mai slab. Eram aproape scheletic. Hai să fim sincer, copiii râdeau de tine, colegii tăi. Copiii râdeau într-un mare fel. Și am spus, oameni buni, dacă nu pot să am trupul de zeu, măcar apariția în sine să fie demnă de unul. Și ce vârstă aveai în momentul în care ai simțit această durere în inima ta? Cum zice, bullying, nu? Bullying. Da, bullying-ul definitiv a început cam din clasa a șasea. Totuși, atunci... Când erai informare, fiecare și începe să dezvolte diferit. Și când le primeai pe toate ca pe niște... Da, totuși, deja începeam să înțeleg diferența între o apariție care totuși este de invidiat și una care nu. Și da, din clasa a cincea am început să fac față foarte rău acestor lucruri, însă din clasa 8-a am decis să iau definitiv acest dezavantaj, poate, în mâini și să-l întorc într-o armă îndreptată către cei care îndrăzneau. Aveai aceste, nu știu... Un pic de pauză, oameni buni, de ce ne grăbim? Corect. Pasul numărul 2 și pentru mine... Dacă nu reușim noi să luăm pauza când vrem noi... Ce e cel mai bun? Pentru mine cel mai important... Noi te mai chemăm când trebuie să luăm pauză, că îmi place cum zici. Pentru mine cel mai important este să am grijă ca ceacănele să nu mai existe, în definitiv. Ce rost au aceste ceacăne? Cine le-a inventat? Corect. Astfel că un corector este la îndemâna oricui. În definitiv e foarte bun. Da, nu încarcă absolut deloc zona. Tu faci acum un make-up special, adică un make-up de zi potrivit băieților, da? Când fac un make-up de zi potrivit oricui. Oricui care vrea să iasă din acest stereotip al fețelor extra machiate, cu mult prea multă pudră, cu, în definitiv, mult prea mult efort depus. Pentru ce? Pentru a arăta ca toată lumea. Tu profesezi în acest domeniu? Este un job pe care tu îl faci de zi cu zi? Cum sau ai ajuns, cum ai ajuns să machiezi și alte persoane? Eu nu machiez de regulă alte persoane. Mă machiez pe mine și pe prietenii mei, care din nou sunt persoane VIP pentru mine. Astfel că închide ochii. Astfel că eu asta fac. Îmi doresc, poate la un moment dat, în viitorul foarte apropiat, de ce nu, să și profesez în acest sens. Dar cel mai mult mi-ar plăcea să lucrez în ceea ce privește tot lucrul. Să creez ținute și să creez machiaje. A, să iei practic care se unesc de la... și, da, în definitiv... Pentru că tu ai cochetat, acest... da. Că tu ai cochetat și, cu moda, nu? Da. Cred că avea un real succes, pentru că mă uit la tine, ești tot timpul super accesorizat, foarte atent la detalii. Și chiar voiam să te întreb ce părere au părinții tăi despre lucrul acesta, dacă te susțin sau ce sfaturi îți dau. Părinții mei la început au fost foarte reticenți, bineînțeles, nu știau cu ce se pupă acest domeniu și nu știau dacă, în România cel puțin, ar putea avea succes. Însă, pot spune că am luptat și contra criticilor lor. Ai avut și hateri mulți, nu? Am avut, nu din familie, nu. Înțeleg grija oamenilor, înțeleg grija familiei. Nu vor să ajung ca foarte mulți alții doar trăind din pasiune. Doar trăind pentru pasiune. Normal, normal. Însă am avut norocul totuși să trăiesc într-o familie care acceptă foarte multe lucruri, atâta timp cât sunt făcute cu onestitate și atâta timp cât nimeni nu este rănit. Okay. Am văzut niște poze lipsite așa de... De inhibiție. Da, dezvoltură, aș putea spune. Erai mult mai dezvolt acolo. În ce punct al vieții tale ai luat această decizie de a poza... Semigol. Da. Ei bine, poza aceasta. Era, asta ziceam, da. Eram asistent la un shooting pentru o revistă de la noi și asta e altă poveste. Și am spus că în timp ce modelul se aranja, eu să profit de toată această situație. Și ce mai? Am luat fotograful de mână. Da, am luat o haina pe care o purtam în ziua respectivă. Și, în definitiv, ai ce simțit, mai stăm pe loc? Să faci la asta. Muncă. Am simțit să fac asta. Mi se pare că ești un tip foarte matur,
deși ești foarte tânăr. Foarte asumat. Ești foarte asumat și foarte matur. Și știu că ai și o experiență foarte interesantă în Olanda, unde tu te-ai dus să faci niște cursuri, nu? Da. Și ce s-a întâmplat acolo? Deși e o țară, Olanda, știm foarte bine, e o țară foarte deschisă la tot, absolut orice îți trece prin cap. Tu ai avut niște probleme chiar și acolo. Până să trecem la ceea ce este deschis, vreau să ne concentrăm asupra a ceea ce este închis. Să știi că noi suntem foarte atenți și am văzut tot ce ai aplicat, fondul de ten, anticear, și nu să pudra. Spun că, în special la machiaj, în ceea ce privește bărbații, nu trebuie să ne concentrăm asupra trasării unor linii atât de precise, în definitiv. Trebuie tocmai să controlăm niște trăsături masculine. Dar, da, în Olanda, uite-te încoace, te rog, în Olanda am fost foarte frapat de faptul că lumea considera ceea ce fac eu și felul în care eu mă exprim ca fiind mult prea extra. Se mult prea, incredibil. Nu știu, non-conformist pentru stilul lor de viață. Astfel că, în ciuda faptului că eu am avut note foarte bune acolo și în ciuda faptului că am fost admis chiar și cu bursă în Olanda, la Amsterdam, nu m-am putut acomoda absolut deloc. Am încercat, însă am aflat că cetățenii olandezi din clasa mea chiar mă bârfeau pe la spate, chiar râdeau. Și a fost un ghimpe cumva în inimă să se întâmple acest lucru chiar din primele zile de facultate. Și cât ai rezistat în condițiile astea? Sincer, am rezistat acolo un an de zile, un an universitar, care durează mult mai mult ca la noi, apropo. Însă, nu pot să spun decât că a fost ca un purgatoriu, știind că lumea doar râdea de mine, doar căuta să mă marginalizeze pentru felul în care, în definitiv, alegeam să trăiesc și să mă exprim. Crezi că doar pentru felul în care te exprimai sau pentru felul, uite, poate ating un subiect care nu mai e la modă, dar e întrebarea pe care o am, prin faptul că erai român și că veneai dintr-o zonă de est, mai puțin fericită și, uite, a venit ăsta de acolo să ne dea nouă lecții sau crezi că și asta a fost? Bună întrebare, sincer, pentru că am aflat că și acesta a fost un element chiar definitoriu, ceea ce privește atitudinea oamenilor față de mine. Da, lumea în continuare mă întreba dacă avem lideri comuniști, lumea în continuare credea că am venit pentru a profita de, să spunem, bunătatea vesticilor, ca să nu spun alte activități. Deși mai nu cereai nimic, nu cerșeai nimic, cerșeam, în definitiv, aveai doar bursă? Înțelegere, poate. Înțelegere, în definitiv, și bunătatea oamenilor și prietenie, atâta tot. Dar, da, asta m-a frapat foarte tare și, sincer, am realizat că noi, așa ca și popor, cu toate relele noastre, suntem, în definitiv, deținătorii a ceea ce este mai important, bunătății. Și asta contează cel mai mult. Tu ai și încercat într-o perioadă să lucrezi în domeniul ăsta fashion. Ce s-a întâmplat de n-ai continuat, de nu ți-ai dus la bun sfârșit plăcerea? Am lucrat în domeniul fashion, ca și model, mai bine spus, și acolo poate chiar am și învățat să machiez și să mă port. Să port și să mă port. Însă, acest domeniu pentru mine a fost o lume din nou care m-a marcat prin nu doar superficialitatea sa, ci și prin seriozitate. Am lucrat doar în România și pot să spun că nu se compară cu nimic din lucrurile pe care le așteptam, nu se compară cu nimic din ceea ce vedem noi afară. Ai încercat, asta vreau să spun, scuze, mă, așa, nu știu, n-ai încercat să trimiți sau să mergi la shooting-uri afară, să trimiți un CV, poze și așa mai departe, să ajungi la pentru că ai un look care nu trece așa neobservat. Ești înalt, ești exact pe metru în podium. Am încercat, dar uite care este treaba. Eu, odată ce mi-am deschis blogul meu, acum 3 ani, am descoperit că pot să fac acest lucru, în definitiv, pot să mă exprim stilistic, fără ajutor cu designerilor, ci prin propriile forțe. Și chiar să fiu apreciat pentru acest lucru, ceea ce a fost și dovedit anul trecut, când am câștigat primul premiu de cel mai bun blogger masculin de lifestyle și fashion. Dar, sincer, nu. Lumea modelingului nu mai este de interes pentru mine. Vreau să fac eu lumea modelingului cândva, într-un viitor foarte apropiat, sper. Doamne ajută, noi ținem pumnii. Noi ne uităm la pozele tale și mă gândesc
Și aș vrea să te întreb dacă primești și comentarii mai puțin pozitive. Hate-uri, așa cum le spunem noi, la pozetare, pentru că sunt poze cu care noi nu suntem obișnuiți în țara noastră aici. Faci TikTok-uri interesante. O parte din oameni poate că nu sunt obișnuiți cu astfel de poze. Ai hateri care îți scriu permanent? Bineînțeles, dar ce persoană care se pricepe la ceva în viață nu are hateri, să fim serioși. Ca să o spun așa mai pe șleau. Cum să le răspund? Știind că sunt apreciat de oameni ca voi, de alți prieteni de-ai mei, de atâția profesioniști din domeniu, de aici din România cel puțin, faptul că toate acestea se întâmplă, sincer, eclipsează orice comentariu negativ, orice critică care nu este justificată și care nu vine din partea unei persoane care, în definitiv, Luca, este avizată în domeniu. Dar să fim serioși, adică sunt momente în care pur și simplu ne afectează. Uite, asta spunea și Andrei, că după atâția ani de muncă, avem 13 ani, 15 mai mult, de televiziune, ani de televiziune, tot ne afectează momentul în care omul aruncă cu răutăți. Mi-e greu să cred că pur și simplu arunci comentariul ăla și nu te afectează în niciun sens. Inițial m-a afectat foarte tare tot ce spunea lumea. Însă, din nou, poate eram prea mic, poate nu trecuse suficient timp în care să mă perfecționez. Să fim serioși, nu toată lumea s-a născut extrem de talentată. Talentul, da, există, însă trebuie dezvoltat. Pot spune doar că rare ori se mai ivește o ocazie în care să pun la inimă răutățile gratuite ale... Asta este cel mai bine, dar știi cum facem de obicei? Noi dăm bloc. Doar eu că nu tu ai bloc. Preferat să-ți închizi TikTok-ul și asta nu înțeleg. TikTok-ul de ce în cauza răutăților? Am ajuns la TikTok. Nu mi-am închis TikTok-ul. Contul în continuare există, însă... Dar nu mai postez. Eu am ales să mă alătur comunității TikTok România. Așa, ca și uite, eu... Avem noi ultimul TikTok pe care l-am postat. A fost o experiență foarte tare pentru mine, pentru că timp de o lună și jumătate, până când viața a reintrat cât de cât la normal, mi-am pus eu, mie însumi, o provocare. Devin viral sau...